Georgiana Răducan. Am fost la prezentări până acum, cred că două. Și de fiecare dată am stat cumva acolo în spate, fiind foarte atent la ce se discuta în față. Bineînțeles, admirând oamenii care aveau curaj să vină aici și să spună ceva. De data asta, iată că am dat curs invitațiilor repetate ale celor care au stat aici în față și au vorbit și care ne îndemnau de fiecare dată, veniți și susțineți o prezentare. Haideți să vă demonstrați voi și celorlalți că se poate să vorbiți în public. De aceea am renunțat la scaunul meu din public și am venit aici în față să vă adresez un îndemn. Faceți lucrurile care vă plac sau fă lucruri care îți plac. Duminica trecută eram acasă, mă pregăteam pentru o nouă săptămână și alergam dintr-o cameră în alta, așezând lucruri în geantă, călcând haine și așa mai departe. La un moment dat, am tranzitat livingul unde pe canalul HBO era filmul Up in the Air. Câți dintre voi ați văzut filmul ăsta? Vă povestui. Înseamnă că știm despre ce vorbim. Bun. La un moment dat, printre alte replici, mi-a atras atenția un dialog. Era vorba despre Ryan Bingham, personajul principal jucat de George Clooney, care lucra pentru o companie ce alegea să nu-și concedieze singură oamenii, dintr-un motiv întemeiat, după cum ați văzut și voi. Oamenii fac lucruri destul de ciudate atunci când sunt concediați. Fie dărâmă tot prin birou, fie amenință, fie plâng, se tânguie și așa mai departe. Ei, în schimbul respectiv de replici, Ryan Bingham îi spunea omului respectiv care se plângea că nu o să îi ajungă banii din compensații nici măcar pentru ipotecă. Știi de ce copiilor le plac sportivii? Vă amintiți ce s-a răspuns? Pentru că ies cu manechine? Nu. Pentru asta ne plac nouă, bărbaților. Dar copiilor le plac sportivii pentru că aceștia au ales să-și urmeze visul. Am văzut din CV-ul tău că în studenție, în timp ce alți colegi de-ai tăi lucrau ca și, angajați la KFC, tu erai bucătar la un restaurant și făceai lucrurile astea destul de bine. Cu cât au plătit să renunți la visul tău? Ăsta este momentul să începi să faci din nou lucrurile care îți plac. Eu sunt apelul de trezire și asta e o renaștere. Și atunci asta și m-am gândit. Câți dintre oamenii din lumea asta se duc la job pentru că le place? Câți dintre noi facem în general lucrurile care ne plac? Auzeam într-o prezentare anterioară pe cineva spunând momentul meu preferat din zi era pauza de masă sau momentele când șefii erau plecați în delegație. Îmi amintesc că luni am primit un tag pe unul din conturile de pe internet, un Garfield gras cu niște ciarcăne mari de panda care spuneam oh, it's Monday again. Și mă întreb pe voi, faceți același lucru lunea dimineața? Sau vă bucură ceva la jobul unde mergeți? Aș vrea câteva răspunsuri din sală. Când am ceva de făcut și am un scop pe sine, mă duc cu bucurie la muncă. Când ziua se decolonizează a fi mai platonică, am într-adevăr o strângere de inimă. Bun, altcineva? Te rog. Pentru mine nu există zi de luni, nici de marți, nici de duminică, pentru că lucrez zilnic. Așa că deci după asta oricum mă duc la muncă. Și îmi place ceea ce fac și n-am zis până acum de un an jumătate de când lucrez. Nu m-am zis într-o dimineață să zic că ceva de genul, doar iar am început cu muncă, iar trebuie să mă duc. Nu. Și lucrez și foarte mult, deci asta e în concluz. Cam asta e cu ziua de muncă. Altcineva? Că totdeauna mă duc pe cel la muncă și ca și cu ziua și pe spate cea respectivă. Sunt însă unul în momente cu parcursul zilei nu m-am interacțiuni, pentru că mai scade puțin plăcerea, dar reușesc să mă montez cât de cât de repede și să rămân la ceea ce m-am pus. Sunt
mulțumesc frumos pentru răspunsurile voastre. Celor care, cărora vă place ceea ce faceți, vă spun, go for it, puneți-vă un turboreactor. Și dacă printre voi sunt oameni care stau să se gândească în sinea lor, nu ar fi cazul să fac ceva, atunci vă întreb, ce mai așteptați? Un Ryan Bingham să vină să vă trezească la realitate? Mulți dintre noi nu avem curajul să schimbăm ceva în lucrurile actuale, fie pentru că avem nevoie de un suport material, fie pentru că avem un statut anume la care ne este destul de greu să renunțăm. Am prieteni care sunt plătiți foarte bine pentru joburile lor, dar care nu sunt fericiți și atunci vin la mine și îmi spun, eu vreau să-mi schimb jobul. Păi de ce? Pentru că nu mai îmi place ceea ce fac, pentru că nu mai găsesc mulțumire în lucrurile pe care le fac zilnic. Pentru că mi-e din ce în ce mai greu să mă trezesc dimineața și să merg pe drumul ăla către job. Și asta este de bun augur, pentru că locul de muncă, în general, ocupă un loc foarte important în viața noastră. Petrecem cu oamenii ăia pe care până la urmă nici nu-i cunoaștem, ore întregi din viață, ore întregi dintr-o singură zi, poate chiar mai mult decât cât stăm cu familia. Am început să lucrăm din ce în ce mai mult, 8 ore deja este un vis în ziua de astăzi și de aceea e foarte important să facem ceea ce ne place. De ce e simplu? Ne poate afecta viața socială, relațiile cu prietenii și am cunoștințe care spun îmi bat prietenii obrazul pentru că nu mai ajung să mă văd cu ei. Se întâlnesc, discută despre ceea ce fac, sunt entuziaști, iar eu nu fac același lucru, nu îmi vine să particip la întâlnirile respective din acest motiv. Atunci încerc să-i ocolesc, mă retrag în mine, încerc să ies din ce în ce mai puțin și să mă ascund cumva ca să nu fiu întrebat cum a fost la muncă astăzi. Ei, dimpotrivă, dacă suntem mulțumiți de lucrurile pe care le facem, avem și sănătate psihică, ne simțim mai împliniți, mai voioși, căutăm compania oamenilor din jurul nostru și avem împlinirea sufletească că am realizat ceva din plăcere. Este o zicală, sau cineva odată a spus, găsește-ți jobul potrivit și nu va mai trebui să muncești o zi în viața ta. Este foarte simplu pentru cei aflați la începutul unei cariere să-și găsească un drum. Pentru că sursele de informare sunt tot mai variate, poți să găsești informații peste tot despre potențială carieră. În schimb, oamenilor care au început deja o carieră le este foarte greu. Unora dintre ei, alții au curaj și zic ok, la naiba cu ce am făcut până acum să fac, ce-mi place. Dar am întâlnit și cazuri care mi-au zis, am o carieră de inginer de 6 ani, am învățat 5 ani plus master. Cum să renunț la tot ce am construit în timpul ăsta ca să fac marketing? Păi îți place marketing? Da! Și atunci de ce nu faci lucrul ăsta? Pentru că mi-e greu, dar e greu, nimic nu e ușor. Și totdeauna înainte să fie mai ușor, va fi mai greu. Și asta nu e tot. Facem din ce facem la job sau din lucrurile care ne strâng cumva la job, un mod de viață. Și extrapolăm asta cumva la viața de toate zilele. Nu știu dacă v-ați surprins că mâncați pizza de la margine către interior, cu cuțitul și furculița frumos și când ajungeți la umplutură deja simțiți că nu mai puteți. De ce să nu tăiem feliile de pizza așa cu cuțitul, după care să le luăm zdravă cu mâna și să mâncăm de la centru către margine și apoi dacă mai intră aluatul, bine, dacă nu, la revedere. De ce să nu ne luăm haine pe care să le purtăm și să le spânzurăm pe numeraș în dulap și apoi să le uităm acolo de teama de a nu le strica? Să am o haină bună pusă undeva. Revin la filmul despre care am discutat anterior. Ryan Bingham dădea foarte ușor soluții angajaților care erau concediați și de cele mai multe ori erau niște soluții potrivite. Însă, nu știu dacă vă amintiți, el colecționa niște mile de călătorie. Partenera lui din film îl întreba, dar de ce colecționezi aceste mile? Păi trebuie să ajung la 10 milioane, aș fi al șaptelea om din lume care a făcut lucrul ăsta. Bun, dar tu colecționezi pentru un simplu număr? Eu să fiu în locul tău? Aș merge într-o călătorie în jurul lumii și aș beneficia de toate plăcerile și toate amintirile care mi-ar rămâne în urma ei.
este foarte ușor să oferi sfaturi, însă, de cele mai multe ori, schimbarea trebuie să înceapă din oglindă. Și atunci mă gândesc să fim exemplul celor care sunt nehotărâți, care se tem, sau care nu și-au găsit încă drumul. Cum putem face schimbarea este destul de simplu, sunt niște pași logici, simpli, pe care trebuie să-i urmăm. Haideți să vedem care sunt aceștia. Să-l vedem prima dată. Da. Primul pas ar fi identifică talentele pe care le ai, lucrurile la care ești bun și pe care știi bine să le faci, conștientizează-le și gândește-te la realizările din trecut pe care le-ai avut. Dacă n-ar fi fost banii la mijloc sau în obținerea unui statut, ce alte activități ai fi întreprins? După aceea, stabilește-ți elementele cu care vrei să lucrezi. Acestea trebuie să te motiveze și să te facă să acționezi. Gândiți-vă la ce fel de lucruri vă determină să acționați. Ar fi pasul 2. Alege tipurile de joburi și companiile care te interesează și care consider că îți vor pune în valoare toate aceste calități despre care, pe care tu le-ai identificat. Folosește toate resursele pe care le ai ca să poți identifica joburile. Sunt internet, cunoștințe, ziare, tot felul de recomandări. Sunt tot felul de metode pe care le puteți găsi. Bun, mergem mai departe. Fii conștient că poate va trebui să depui un efort mai mare pentru a putea face ceea ce îți place. De multe ori vrem să facem un lucru, dar este nevoie de pregătire suplimentară. Voluntariate, internship-uri, joburi part-time, astea pentru studenți și nu numai, sunt de bun augur în perfecționarea celor calități pe care le avem. Fă tot ce poți astăzi, nu mâine. Și în ultimul rând, pregătește-ți oferta de angajare pentru companiile care te interesează, amintește să menționezi abilitățile și calitățile tale și fă-l să înțeleagă pe angajator că valoarea ta este mai mare decât prețul angajării. Recompensa pentru toate aceste lucruri este obținerea unui job care să-ți placă, care să te motiveze, să te facă să devii mai eficient, să ai împliniri profesionale și acestea alături de aprecierea celor din jur, să-ți aducă o sursă de fericire.